Gest extrem la Arad. Un bărbat și-a aruncat apartamentul în aer pentru că l-a părăsit soția. M-a bătut, m-a fugărit și am plecat la copii. Și azi dimineață am venit și uite ce s-a întâmplat. Am avut două butelii în casă și a dat drumul la cele două butelii. Beția a făcut-o, nu necazul. Că dacă era necaz, se gândea ce a făcut, a declarat soția individului. Explozia a distrus complet locuința celor doi arădeni, iar vinovatul a ajuns în spital. Ceilalți locatari au fugit din clădire când au auzit bubuitura. Au fost afectate alte apartamente decât prin spargerea geamurilor. Incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, a fost timp în 30 de minute. A fost găsită o victimă, un bărbat aproximativ 60 de ani, care prezenta arsuri pe membrele superioare. Pompierii au stabilit că incidentul a fost provocat intenționat, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz.